NeoServers este firma de host unde îmi țin și eu serverul. Este un host foarte bun și vi-l recomand. Nu poți să ai toată încrederea. Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta ne jucăm CSGO pe modul de jailbreak pe serverul jb.ggz.ro. O să aveți IP și DNS în descriere dacă vreți să intrați. Să ne jucăm aici împreună, băi fraților, este un server blană de JB, dacă nu mă înșel, cel mai popular server de JB din România. Bun, și o să facem astăzi o prezentare, o să încerc să vă prezint în mare parte sistemele de pe server. În orice caz, dacă uiți să vă prezint ceva sau intrați pe server și nu știți un lucru, puteți scrieți semnul exclamării JB help. Și puteți să vedeți aici informații despre toate chestiile care sunt pe server. De exemplu, uite, vreau niște informații despre shop. Și aici puteți să citiți care este treaba cu acest sistem. Bun. Hai că a început runda, suntem prizonieri. În primul rând avem sistemul de tags, semnul exclamării tags. Și puteți vă puneți ce tag aveți. Unul este fără tag, dacă vreți tagul de trusted. Trebuie să aveți 10 ore plus jb.ggz la numele de pe Steam, la fel și la veteran, 200 de ore plus numele serverului la nume. Tagul de VIP, tag personal, mai și mai sunt taguri speciale care s-au dat la diferite evenimente, de exemplu de Crăciun, de Paște, astea s-au dat, deja nu le mai puteți lua. Iar cu tagul de trusted aveți și niște beneficii. Hai să le dăm aici să vedem ce zic băieții. Putem să ieșim? Bun, așa. De exemplu, la Trusted avem de două ori mai multe... Ah, sunt free day? Ok, nice. Bun. Ok, ok. Bun, hai că am free day. Hai să ne mai plimbăm aici. Uleu, nu. Nu, am mâncat arma, am mâncat-o. Bun. Așa. La Trusted primiți de două ori mai multe credite la payday. Și aveți bonus la joburi. Iar la veteran primiți de 3 ori mai multe credite la payday. Și bonus joburi. Și primiți și un skin. La veteran trebuie să aveți 200 de ore. După care avem sistemul de joburi, care mi se pare cel mai tare. Au zis băieții că s-au inspirat din SAMP. Se exclamări jobs. Puteți să ne facem dealer de droguri, dealer de arme, bodyguard sau șarlatan. Eu de exemplu la momentul actual sunt dealer de arme. O să vedeți și care e treaba. La dealer de droguri o să găsiți o zonă verde pe mapă, trebuie să o căutați, nu știu exact unde e zona verde pe mapa asta. Intrați înăuntru și scrieți semnul exclamării get drugs și o să vă dea niște droguri, după care, după ce luați acele droguri, scrieți semnul exclamării create drugs și o să creați niște droguri pe care le puteți folosi, iar fiecare drog o să vă dea câte o abilitate, de exemplu speed sau gravitate mai mică sau diferite chestii, dar asta bineînțeles trebuie să aveți jobul de dealer de droguri. La dealer de arme, de exemplu dacă găsiți o armă pe jos, scrieți semnul exclamării get meds, da? Luați arma, dați get meds, o să vă dispară arma și o să primiți niște metale. După ce primiți metale, scrieți create guns și vă creați ce armă vreți voi. Eu de exemplu cred că am niște metale, dacă nu mă înșel, și vreau să-mi creez un deagle. Am dat deagle și am primit deagle, uite-l pe ăsta. Ok, băiatul e revoltat. Bun. Dar eu acum am jobul de dealer de arme și de asta am putut să creez. Jobul de bodyguard, omori CT-ii cu lama și crește HP-ul pe skill. Skill maxim și pumnal, no fall damage. Și mai e jobul de șarlatan, te duci lângă alt prizonier. O, stai așa că mai rămas numai. Gata, așa. Te duci lângă alt prizonier și... Ok, stai să aruncă arma. Bun. Așa, că mai rămas doar noi doi. Suntem, mă, 3 sau 2? Aoleu, 3 suntem. Aoleu. Au intrat băieții pe mine. Au venit băieții pe mine tare. Ok. Mai avem și comanda semnul exclamării skills. Aici aveți skill-uri pe fiecare job. De exemplu, dacă sunt arms dealer, da, dealer de arme, o să fac skill pe acest job. Depinde de ce job vă alegeți. Momentan sunt la 0 din 500. Mai am de
de jucat ca să crezi puțin. Și în funcție de skill primești mai multe metale, mai multe droguri, respectiv credite la șarlatan sau HP la bodyguard. Mai avem și un shop, se numește exclamării AKK shop. Și de aici vă puteți cumpăra, de exemplu, credite pe care le puteți folosi la barbut sau la ruletă. Vă puteți cumpăra un ghiozdan unde puteți să aveți mai multe credite pe server, un pumnal cu care dați mai mult damage, un mănuș a tâlharului să furați mai mult cu jobul de tâlhar și jetoane. Hai să-mi cumpăr niște zaruri și, de exemplu, avem aici sensul la mării barbut picuț 100. Și i-am dat aici lui picuț un, asta, o cerere de barbut. Hai să vedem dacă acceptă. Ok. Ia, te-am câștigat 100 de credite pentru că am rulat 5 și el 3. Ok, ce se dă? Un gande? Ia uzi. Bun. De asemenea, puteți vă puneți ce skin-uri vreți voi. Aici vă puneți, de exemplu, US și vă alegeți un skin. Unde? Unde să venim? Ioi, ce dau băieții. Hai că... Ai, trebuia să mă bag cu ei mei, mă. Nici nu mi-am dat seama. Ia uite ce mi-a dat ăsta. Hai că da. Trebuia să mă bag cu ei mei. Uite că nu prea mai știu ca jubă la viața mea și nu știam ce să fac. Și sau mai avem aici semne exclamării ruletă. Ca să jucăm aici la rulotă, cum ar zice cineva. Dar trebuie să vă cumpărați zarurile. Mai avem comanda semne exclamării ignore. Dacă nu vreți să primiți nicio cerere de barbut sau niciun trade, eu le am pe ambele pe off. Pe server este și un sistem de trade, poți să vinzi droguri, metale, credite sau poți să faci trade. De exemplu, metale pe droguri, metale pe credite, droguri pe credite și așa mai departe. Este un sistem de payday, de care vă ziceam mai sus. Primiți, de exemplu, dacă aveți tagul de veteran, primiți de două ori mai multe credite la payday. Ce este payday-ul? Păi, la ore fixe este payday-ul și se primesc 10 roll points și credite, în funcție de câți jucători sunt conectați pe server. Este și sistemul de LR la final de rundă, de unde vă puteți alege, de exemplu, LR cu shot for shot, one tap, doar un glonț și moare, Friday next, zi specială next, piatră față pe hârtie, duel cu heuri, să pui doi gardieni să se bată și să pariți pe unul, duel AVP și alte chestii. Sunt o grămadă de day-uri pe server, asta poate o să vi le arăt când, dacă e să mai filmăm un episod și o să fiu CT. Sunt și niște quest-uri zilnice care se resetează la ora 6 și primești credite, droguri, metale și 20 de roll points. Cu roll points-urile ce faceți? La 100 din 100 roll points folosiți comanda să exclamării roll și primești puncte skill, droguri, metale, credite sau jackpot. De exemplu aici roll, dar eu nu am... Ok, stai. Timp de pregătire. Stai, ce se joacă? Ce se joacă? Ce de e? Ah, gande, ok, ok. Ia trebuie să mă bat cu ăștia. La gande, din câte am înțeles, se bat CT-i cu... cu Tero. Sau ne batem noi între noi. Ah, nu pot să trag în ai mei, bun. Deci trebuie să mergem să-i batem pe CT-iști. Trebuie să-i căutăm, ok. Avem și un sistem de stats. Bă, dar unde mă sunt ăștia, afară? Hai să mă duc și eu afară, băi, guys. Sau pe aici să mă duc, hai să mă duc pe aici. Unde sunt mă ăștia? Ioi. Mamă, dar câți mai sunt, bă, frate? Păi stai, mă, dar unde să atacăm? Haide, să văd cum atacă teroriștii. Unu-i la arme. Pe unde sunteți? A, nu pot să vorbesc peste... Hai, mă. Da, unul pe cărlar.
Dar nu știu unde sunt, mă. A, uite că mi-a deschis băiatul ăsta, respect. What? De unde mi-a tras? Ah, dar clar ei au mai multă viață. I-a dat să-l bat pe ăla. Ia uite ce mi-a dat. Ok, câștigă băieții sau ce fac? Oh, hai că ne-au bătut, am înțeles. Mai se întâmplă. Bun, și mai avem comanda semis la mării stați. Dacă mai apucăm, nu, se schimbă mapa. Ia, s-a băgat o mapă nouă aici pe server. Bă, arată bine la prima vedere. De droguri. Nu știu unde e Hilo, ca să pun și o zonă de droguri. Uite, în fața aici, fix în fața la celule. Fix în fața la celule, e zona de droguri, unde e? Hai să fac și o zonă de, stai să fac zona de droguri, băieți. Ok. Bă, arată nice mapa la prima vedere. Deci ce vă ziceam, comanda să-mi exclamării stați. Puteți să vedeți statisticile voastre. Eu am o oră și 50 de minute pe server, credite 8000, am 5000 de metale, 5000 de droguri, n-am niciun quest, am job de dealer de arme, 20 de roll points și așa mai departe. Puteți să scrieți și voi comanda să vedeți care e treaba. Băi, vă recomand serverul sincer, v-am zis, este un server de top. Este cel mai populat server de JB din România. La momentul de față este de peste 5 ani deschis. Bun, hai să vedem. Aha, e un free day, ok. Mamă, dar ce, mamă, câte jocuri tare, frate. Labirint, hai să încercăm un labirint. Hai că încercăm dacă e. Nu mai vorbiți unii peste alții, da? Vă rog frumos. Un labirint. Nu știu dacă am chef să mă bag în labirintul ăsta, sincer. Ok, uite mai labirintul aici. Aici e tot labirint, e și ăsta, nu? Ăsta cred că e mai greu. Ok, nice. Bă, chiar ca lumea, frate, mapa. Bun, sper că v-am explicat în mare parte în ce constă serverul. Mamă, ce e ăsta, mă? Dropper, ca pe Minecraft, ești nebun? Ah, hai că am murit. Respect, Kendama. Credeam că îmi dă revive, dar nu. Ok, boys, hai să mai jucăm și noi arunda aici, să vedem care e treaba pe mapa asta mirobolantă. Și cam ăsta a fost și episodul. Vi-l recomand, o să mai găsiți și pe mine aici când o să mă apuce și pe mine cheful de jailbreak să mă joc, pentru că serverul e popular, se joacă multă lume pe el, adică e nice. Hai să vedem ce fac băieții. Bun. Avem 4-4 de aici, hai mă. Deschideți la arme, băieți. Ieșim și noi de pe aici, că sunt nu pe server acum, ia stați un pic să mă uit. Uite, de exemplu, acum sunt 39 din 64 de playeri. Destul de mulți dacă mă întrebați pe mine. Puteți să ieșim? Bă, ce faci, mă? Hai că ne-ai dat o tacă, mă. Ok, hai să venim aici. Băieți, se încearcă aici pe revolte, pe chestii. Ha, nu avem voie să mă ridică. Da, n-aveam voie să mă ridic, mai se întâmplă și de-astea. Da, mă, băieți, ce să mai zic, cred că ăsta a fost și episodul nostru de astăzi. Pe serverul jb.ggez.ro. O să vă las IP și DNS în descriere dacă vreți să intrați, să ne jucăm împreună. Până data viitoare, eu am fost Sologen. Nu uitați de like, share, subscribe. Pa, pa!